Ernest Hemingway, faimosul scriitor american, era un maestru în a transmite mesaje puternice în doar câteva cuvinte. A devenit faimos datorită poveștilor sale scurte și captivante, precum fiesta, adio arme, pentru cine bat clopotele sau bătrânul și marea. Odată, un prieten l-a provocat pe Hemingway să spună o poveste de doar șase cuvinte. Cum niciodată nu-i lipsea stima de sine, Hemingway a acceptat provocarea. Rezultatul a fost unul impresionant. Vând papuci de bebeluși, niciodată purtați. Cu doar șase cuvinte, Hemingway a reușit să ne conducă imaginația în cele mai nebunești direcții. Este o artă în a spune puțin, dar a exprima mult. Vorbitorii în public, însă, au tendința să facă opusul. Ei vorbesc mai mult și zic mai puțin. Le este dificil să ajungă la esența mesajului și uneori chiar nu reușesc deloc. Mai puțin este mai mult. E regula de aur a vorbitului în public. Dacă ți-ai schimbat locul de muncă, deoarece nu te înțelegeai cu șeful tău, atunci nu este necesar să explici acest conflict în detaliu cum el niciodată nu te-a plăcut pentru că ai votat cu partidul politic greșit și mai mult de atât cum a încercat el să se dea la soția ta la petrecerea de Crăciun, dar ea nu era interesată și el nu a putut să facă față refuzului și, și, și. Ai prins ideea? Tot ceea ce trebuie să zici este că ți-ai schimbat jobul deoarece nu te înțelegeai cu șeful. Mai puțin este mai mult e ca în cenușărea cea care separă boabele de mazăre bune de cele rele. E nevoie să cauți cuvinte și expresii care transmit un mesaj puternic. Fiecare cuvânt contează atunci când vorbești în public. Și fiecare cuvânt în minus contează și mai mult. Îți poți îmbunătăți conținutul și mai mult prin a vorbi mai puțin și a spune mai mult.